Mama Mioara, alt costum? Sigur, de fiecare dată am spus că vin în emisiuni cu alt costum. De fiecare dată, nu, că n-au mai fost multe evenimente, multe spectacole. Sigur că am zis, bă, acum să le iau pe toate. Acum le iau, da. Frumos, să știți, foarte frumos. Da, îmi face plăcere. Câți ani are costumul ăsta? Costumul este foarte veche, nu prea e din Moldova de Sud, da. Dar cred că sunt vreo 80 de ani, așa să zic. Ăsta are 80 da. De ani? Ia, da, ia, da. Ia uite, uite-te la materialul care era da, se ține înainte. Bine. Da, sigur se că. Dar păi trebuie să ține, că și eu mă țin bine. Foarte bine. Mioara a venit cu oameni buni, urmăriți-o cu mare atenție. Și alături de noi vine și una mafioto italiană, prietenul nostru, șefa la omletă. Nimeni altul decât mafioto omletelor. Șef Salvo Locastro! Ce faci, șef? Bine. Cum merge viața? Foarte bine. Pe Instagram cum merge treaba? O grămadă. Ieri foarte multe mesaje. Mioara s-a îmbrăcat din Moldova din sud. Da. Eu m-am îmbrăcat din Moldova din nord. Asta e îmbrăcat. Din Moldova din nord. Am văzut. Nord. Am văzut, șef, arăți impecabil, pe cuvântul meu. Perfect. Tot 80 de ani are și tunica asta? Are 13 ani că la Măruță. 13 ani, foarte bine. Da. Și tunica. Șef, mulțumim mult de tot. Totul pregătit astăzi? Totul pregătit. Vedem. Analizăm și dăm note. Da, da. Azi suntem foarte tare, eu cu Mioara. Foarte vigilenți. Nu ne jucăm, șef, Salvo Locastro. Perché? Iar concurenții care se vor duela astăzi, oameni buni, sunt următorii. Unul dintre ei va obține cel de-al treilea loc în finală. E vorba de frumoasa Ginger. Bună, Ginger! Bună! Câți ani ai? 27. 27 de ani, mulți înainte. Mulțumesc. Șef, ce a fost manifestația asta? Uhu! Iartă-mă, Ciucă, tu erai. A fost Ciuc. Perfect, am auzit. Așa mă bucur eu. Ginger, 27 de ani, ai mâncat multă omletă la viața ta. Foarte multă, românească, din aia arsă, tradițională, m-am săturat de ani. Pentru că astăzi vei face o omletă cu totul și cu totul specială, reinterpretată, exact. Nu? Clasică franțuzească, a la ginger o numesc eu. No, bine, am trecut la omletă franțuzească al nivel. Până la urmă și concursul nostru devine unul internațional. Ginger, de la ce vine ginger? Mă consider așa spicy precum ghimbirul și atunci am zis ginger, că nu pot să numesc ghimbir în română. Perfect. Ginger, să luăm un loc, te rog mult de tot și mult succes. Mersi. Omletă franțuzească de la Ginger, dar ea habar n-are că astăzi se va bate cu omleta americană. Pentru că Roberto are 19 ani, a trăit foarte mulți ani în America și astăzi vine cu o rețetă de acolo, de peste ocean. Roberto! Ce faci, Roberto? A nimic. A nimic, e? Atât. Atât. Ce 19 ani? Cât ai stat în America? Vreo 18 din 19 ani. Deci 18 ani din 19 ani ai stat în America? Da. Dar părinții tăi sunt de unde sunt? Alba Iulia. Din Alba Iulia? Da. Păi și tu când ai mutat înapoi în România? Acum, de vreo lună. Deci, se vede, românul meu e cam nașpa. Nu, românul tău e bine, dar acum nu știu dacă e ardeleanul Roberto sau americanul Roberto la emisiune. Habar n-am nici eu. Păi și ai stat până la 18 ani în America și te-ai întors de un an? În America vorbeai românește? Un pic, cu părinții. Pentru că te descurci foarte bine, de asta zic. Nu, mersi. Și am înțeles că deci, din America ai venit în Germania, nu? Da. Ai stat și în Germania cât timp? Vreo un an. Un an și acum te-ai mutat în România? Da, pentru fotbal. Pentru fotbal, pentru că Roberto e fotbalist, oameni buni. Unde? Pe ce poți joci? 10, la mijloc, știi? Sunt peste tot. Fug pentru toată lumea. Fugi pentru toată lumea, bravo. Și Gică Hagi, unul dintre cei mai mari fotbaliști români, tot numărul 10. Da, am auzit. Și la ce echipă ești, Roberto? Nu o să zic încă, că sunt în negociare acum. A, pe bune? Chiar da. Negociare? Pentru Liga 1, pentru ceva? O să sperăm. Hai, mult succes, baftă. Iar astăzi facem o omletă inspirată din viața ta în America, adică omletă americană. Un pic, mexicană, fiindcă în California, unde am locuit, foarte multe mexicani. Deci tu ai locuit în California și faci o omletă mexicană pentru că acolo erau mulți mexicani. Exact. Băi, șef Salvo, mama Mioara, am trecut la cam nivel greu, cu omleta. Cam greu. Adică avem omletă cu inspirație franțuzească și omletă mexicană, pentru că omul ăsta a trăit în America, în într-o zonă cu foarte mulți mexicani. Măruță, și de acolo... îmi dai voie să le spun, qu'est-ce que tu fais? Oui, très bien. Și lui, how are you? Nu, ea te-a întrebat ce faci.
E bine, e bine pe franceză. E bine. Da, pe franceză se... Da, bravo. Sunt aici ca să gătesc, nu ca să vorbesc în limba franceză. Wow. Exact. Fii atent, Roberto, vreau să facem o omletă de Champions League, tati. Așa, da. O omletă de Champions League, nu? Da. Gica Hagi. Ginger, vreau să facem o omletă să stea... Toate omletele în loc. Toate omletele să nu mai niște. 10 minute la dispoziție. Atenție mare, vreau să vă mai spun ceva. E important și aspectul omletei, dar este important și gustul, da? Amândouă vor fi jurizate de către Salvo Locaso și de Mioara Velicu. Așa că trebuie să vă concentrați și să arate bine, dar să fie și gustoasă. 10 minute aveți la dispoziție, ok? Bine. Îmi va fi greu cu un asemenea concurent. Mamă, îți dai seama, este... școlit în America, exact, în Germania. Football player. Ea face francezoică, e... nu știu ce o să fac aici. Hai să vedem. Hai, 10 minute, pregătiți-vă. Okay. Puteți să vă dați drumul la ragaz, măcar, da? Și dau eu startul. Știți să umblați cu plitele, aveți ustensilele, totul e aici în regulă? Da. 10 minute, a apărut cronometrul afișat pe ecran chiar aici, iar acum... Dăm start! Hai să vedem! Merge! Hai nu, să am pus vedem. Pe 98 minute deja, doamne! Ok! Deci, start, start, start! Hai să avem cea mai tare omletă! Zi, Salvo, zi să te auzi și eu ce zici! Da. Fata, per exemplu, folosește doar unt, nu folosește ulei, că e tipică franțuscă. Deci tu ai văzut că Ginger folosește unt, doar unt și spui că asta e specific franțuscă. În Franța, bine, în Franța omelete foarte simple, unt, ouă, normal francezii pun 4 ouă, non 3, sare și piper, gata. Asta e omeletă original franțuscă. Dar fii atent, au ajuns omletele astea la alt nivel, cum ziceam ceva mai devreme. Ginger folosește doar unt, da? Da. Iar Roberto, nu știu dacă ai văzut, dar are ulei de avocado. Da, am văzut că pune niște... Bă, vedem. Ma vedo che zilnic crește foarte mult nivelul de competiție. No, crește nivelul de competiție, omleta e vedeta, oameni buni. Dumneavoastră cei de acasă, dați-ne câteva rețete pe care le-ați făcut, dacă folosiți vreun truc anume, și în același timp pe numărul de WhatsApp trimiteți-ne fotografii cu omletele făcute de voi, să vedem cum arată, cât de bine sunt împachetate. La sfârșit, cel mai bun mi-l aduc la lucru cu mine. La sfârșit, auză, Salvo Locastro își ia un ucenic, dar în același timp Salvo Locastro are și un cadou pentru câștigătorul acestei finale, omleta e vedeta. La final, o tigaie, un Ferrari special. Lamborghini Maserati al tigăilor. Doar că folosește bucătari cu stele Michelin. Deci o tigaie de... folosește doar de bucătari cu stele Michelin. Da. Perfect. Dor. Hai să vedem, tu ai jucat fotbal? Eu de copil, doar că poi mi schimbava ca un balon, că era un pic grăsuț, atunci o... m-am jucat la fotbal. Perfect. Mama Mioara, mama ta? Salvo, dar văd că ești multilateral dezvoltat, el știe de toate. Da, exact, știe de toate. Dar mama ta, mama Mioara, te uiți la fotbal, că s-au urmat la telenovele? Mă uit, dar eu am echipa mea cu care țin de o viață. Cu cine? Poți să spun? Da. Dinamo. Matei, ești dinamovistă? Da. Pentru că eu am fost la Ministerul de Interne, bărbatul meu a fost acolo și țineam tot timpul. Și știți vreun fotbalist de la Dinamo acum? Că acum nu-i mai știu. Dar când eram în turneu cu Maria Ciobanu, bărbatul ei era la Steaua și al meu era la Dinamo. Deci nu erau fotbaliști, dar țineam când era vorba de Dinamo, mă, a câștigat, a băgat gol Dinamo, ea zice, a băgat Steaua și tot timpul. Deci era o întreagă nebunie. Da, o întreagă nebunie, da. Luni, Catalin, te facem o surpriză când proclamăm castigator. La finala. Castigator. Eu cu Mioara acum pregătim o melodie foarte frumoasă că te la cântăm împreună. Deci nu te-ai lăsat, iarăși vrei să cânti. Tipul Champions League, ai văzut că cântă castiga Champions League. Nu, a cântat data trecută Chef Salvo, planta a avut nevoie de vreo două zile să repare microfoanele, că nu mai se auzeau cum trebuie. Gata, sfârâie! Hai de mine! E bine, dar haide că trebuie să vă concentrați, atenție mare, mai aveți 7 minute la dispoziție. Din câte ouă ai făcut omleta, Robert? 3. Din 3 ouă? 3 ouă. La tine, Ginger, câte ai pus? Tot 3. N-ai auzit mai devreme, Salvo a zis, francezii pun 4 ouă. 4, eu sunt mai atipică oricum. Perfect, dar e a doua oară când pui acolo. Da, este o rețetă mai specială. Păi ai pus odată unt, ai șters tigaia și acum ai pus din nou? Da. Asta e complet. Ai greșit ceva sau așa e strategia?
cred că am greșit, sincer. Mamă, fii atent! Deci avem omleta franțuzească făcută de ginger și omleta mexicană făcută de Roberto cu avocado. Roberto, dar te-ai băgat la o omletă extrem de dificilă. Cred. Pentru că ai multe ingrediente. Sper să te descurci în 10 minute. Ce faci? Iară ștergi... Da, pentru că s-a... Păi e a doua oară. Da. A treia oară. E a treia oară. Dar eu sunt perfecționistă și atunci nu mă las. Facem de la început. Deci nu pot să cred. Au trecut aproape 5 minute și tu o iei de la zero. Da, măruță. Pentru că așa sunt eu. Vreau să-mi iasă bine. Dacă nu-mi iese... Spun, aveți spun, spun, spun? Lingură, da, stai, lingura. Stai, că zăm, spun eu, spune mie ceva. Te spun eu, uite aici. Ești ia tare. Prietenul meu. Stai, spun asta. Ia prietenul meu. Ești tare. Ginger, s-ar putea, atenție mare, să pierzi timp. Am înțeles, măruță. E timp prețios, deci au trecut 5 minute în momentul ăsta. Și tu n-ai făcut nimic. Trebuie să ne uităm la omletă să arate și bine, să fie și gustoasă. Iar omleta făcută de Roberto are multe ingrediente. Uite la tăia și șuncă, da, și este, avocado. Este extrem de... Eu pun presiune pe tine. Știu, știu, știu. Și eu pe mine. În același fii atentă, eu vorbesc cu voi, dar voi nu mă băgați în seamă, pentru că s-ar putea să aveți de pierdut. Tisar? Nu, așa trebuia să fie? Așa facem noi astăzi. Așa facem, perfect. Da. Haide să vedem. Mâine, poi mâine o să aflăm că Roberto joacă la vreun Champions League. Păi așa, da. Hai. Ginger, mamă, e nervoasă Ginger. Uite, învârte la ea acolo. Doamne, ce ai făcut acolo? Haide, nu mai te uita la altul, farfurie, că nu mai ai timp. Ai 4 minute și 20 de secunde mai ai. Da. O pui? Fii atent. Salvo, uitați-vă puțin. Roberto a pus omleta pe un șervețel, probabil să se ducă din grăsime. Din grăsime. Așa, acum pune. Ăsta e ulei de avocado. Ulei de avocado. Mai aveți doar 4 minute. Am timp. Ai timp? Da. Hai să vedem, uite cum învârte lipia aia acolo. Bine. Și? Ce trebuie? Ce trebuie? I-a făcut nimic. Cum e viața ta? Asta e un fel de tacos. E ok, da. Așa, da. Tu e sigur că ai timp? Am timp, cât am? Fii atent, mai ai doar 3 minute jumate. Okay. Trebuie să și are ambale să arate frumos. Da, dar trebuie să fac și 3, știi? Dar fac, repede. Ce face? E un fel de tacos că la noi se zice turtă. E relaxat, adică pe Roberto știți de pe TikTok, are aproape 200.000 de urmăritori. Puteți să-l căutați acolo, Roberto și mai cum? Cel mare. Roberto cel mare. Și pe Ginger cum e? Mary.rise. Cum? Mary.rise. Perfect. Deci, haideți, mai aveți 3 minute. Eu am terminat, măruță. Ai terminat deja? Da, am terminat. Am înțeles, Roberto, că la un moment dat ai fost provocat de fani să spui înoată cheluțu. Da. Și nu știai de unde e asta cu înoată cheluțu? Habar n-am. Mai ai 3 minute, hai! De la Dorian Popa sau ce? Da. Hai că nu mai ai mult timp. Ginger, la fel, trebuie să-și arate foarte bine. Arată. Să puneți pe farfurie, da? Da, ai acolo, e pastă de măsline sau ce e acolo? Trufe. De trufe, așa, și ai folosit? Trebuia să pun o ceapă. Dar n-ai folosit-o. Dar n-am mai găsit. Am folosit-o, cum să n-am. Ai folosit-o? Da, am folosit. Mamă, el gustă Roberto înainte. Mai pune avocat. Salvo, Mioara, vă arăt. Vă mai dau de aici din spate. Roberto pune avocado și după ce a scos-o din tigaie. Hai, uite, fac ginger, are un stil altfel de a întoarce omleta. Un stil pe care lui uitase, măruță. De fapt, asta e un stil de bucătar. Sunt prea multe ustensile aici. Păi a luat și cursuri ginger. Ieri îmi spunea un prieten, și o să vedeți despre cine este vorba, că ieri a gătit vreo 20 de omlete doar și doar să facă una bună astăzi. Ești gata? Sunt gata, cred. Nu mai pui nimic de decor, nimic? Numai eu sunt decorul, măruță. Mai avem doar un minut, Roberto. Hai, Roberto, mai avem un minut jumate, nu pierde timpul. Un minut jumate? Da. Hai. Da. Important e să arate bine, văd că tu mai ai și nachos acolo. Da. Numai două trebuie, da? Două, nu contează. Și una era suficientă. Și una era de ajuns, da. Băi, dar fii atent. Deci ai și nachos acolo. Deci asta e o omletă mexicană și o omletă franțuzească. Eu vreau să fiți foarte corecți. Da. Ioara Velicu, șef Salvo, foarte corect.
care vă place, aia primește nota, da? Da. Deci foarte corect. Și la cum arată. Da. Ți-ai făcut curățenie, Roberto? Mai aveți un minut, puteți să vă mai faceți de cap, mai aveți un minut. Nu știu, îmi dai și mie o tortilla de la tine să mănânc. Ia dă-mi să gust și eu ceva ce ai făcut pe aici. Mai aveți un minut, mai faci ceva, Roberto, aici? Mâncăm împreună? Da, hai să mâncăm ceva împreună. Roberto, mai faci ceva aici? Vreau să gust și eu din ce ai făcut, te rog din suflet. Ginger a auzit că Roberto e fotbalist și deja, hai mâncăm împreună, ce facem? Ia dă-mi. Cum e? Cam nașba, ce să facem? Oamenii s-au cunoscut, sunt prieteni. Suspans. Nu-ți spun. Încă. Asta e. Mamă, ce hai, bine te scot la omletă la măruță, spun da, hai că vin. Spun după, uite. Perfect. Se învârtea mea e deja. 30 de secunde, e gata? Te mai întreb o dată, ai pus sare, piper, tot ce trebuie. Nu știu, acum văd cum să... Roberto, ești prea relaxat, haide. Mai doar 20 de secunde. Vedeți că avem notă și pentru aspect, notă și pentru gust. Și pentru... Ginger, nu mai pui nimic aici, nu știu, ceva briz-brizuri. Nu niște trufe. Dacă vrei trufii. Păi nu, te întreb pe tine dacă vrei. Una așa puțin. 5, 4, 3, 2, stop. Perfect. Haide să le prezentăm. Stai un pic. Aici, oameni buni, este omleta lui Ginger. Omleta franțuiască, băi, ai pus asta de decor, ce ai pus acolo? Arată ca un căcățel. Ce ai zis, Roberto? Păi francezii oricum sunt snob. Americanu! Cătălina, am pus acolo pentru că francezii în general sunt snob și sometimes full of... Uite, ți-a pus de Roberto. S-a ars, deci nu perfect. Asta e a lui Ginger, iar asta este omleta mexicană, făcută de Roberto. Da, arată foarte bine. Eu o să fac în felul următor. O să le iau, să le duc juraților și după o scurtă publicitate o să și guste, dar deocamdată vreau să vă uitați la aspectul fizic al omletei, da? Râși și tu de... Tensiunea e foarte mare aici în platou. Avem două omlete și astăzi. Omleta în stil franțuzesc, făcute de Ginger. Așa arată finală, da? Și omleta, de ce râdeți? Și omleta în stil mexican, făcută de nimeni altul decât de Roberto, da? Numai o secundă, Ginger, poți să ne explici ce e decorul ăsta? Pentru că poate telespectatorii nu înțeleg. Și noi nu ne-a zis Roberto ceva, dar n-am vrea să repetăm. Da, deci trebuia să folosesc niște ceapă franțuzească, ceapă fină. Dar n-a venit Dar Marfa. N-a venit Marfa și m-ai presat tu spre final să o decorez cumva. Și atunci a trebuit să, de fapt, mi-am dat seama că trebuia să-mi urmez intuiția, să nu pun trufele alea. Da, mă gândeam că decorez farfuria, cum am văzut eu la șef că pun. Și practic acolo, ce, ai pus trufe, nu? Trufe, trufe, da. Gustul este extraordinar, aspectul poate lasă de dorit, dar eu vin cu aspectul în același timp. Bun, astăzi dăm note și pentru aspect și pentru gust. Mama Mioara! Haide să vedem. Păi, măi, Salo, Ginger, ce-i prima asta? E Ginger. Ce-i asta? Sunt așa de dezamăgit. Sunt trist. De ce? Nu știu, n-are un aspect de... de n-are un aspect pe care... Nu, care așa să-ți... Imediat să sară în noi, să spui, mamă, wow, să zici. A avut timp, s-a și blocat. Da, da, dar nu știu de ce, da. A rămas cu un minut și jumătate că nu a făcut nimic, Ginger. No. Și asta, într-adevăr, are ceva, un aspect de altceva. Păi asta a zis și Roberto, da, ceva. Da, asta pe mijloc se asemenea cu ceva că nu spunem aici în televiziune. No, că a spus Roberto, stai liniștit. A spus Roberto, bine. Da. Așa zic. Am putea spune noi, de exemplu, dacă erai acasă, făceai omleta asta și aveai o pisică și plecai din bucătărie, la un moment dat când te întorceai, te gândești că și... Te gândeai am că fost și... pisică acolo, pe tigai. Mama Mioara, da, da, începe tu. E adevărat, aspect nu are. Ea are aspect frumos, ea. Da. Bă. Da? Ginger are aspect de nota 10, da, e frumoasă. Așa că nu putem... Da. Nota da. Pentru omletă. E pentru omletă. Pentru aspect. Pentru aspect. Pentru aspect. Mioara Velic, oameni buni, mama Mioara și șef Salvo. Îmi pare rău. 3? Tot vă iubesc oricum, mulțumesc. Mama Mioara, 3, adică... Dacă nu punea trufele alea, primea mai mult sau tot atât? Nu, mai puțin. Cu trufe deci, s-a salvat. Deci cu trufele alea a salvat, să zicem. Te ajunge și un miros de trufe. Deci, Ginger, totuși, am ajutat un pic. Mă simțeam vinovat. Eu...
eu cu colega mea, da, suntem pe la fel de lungime. De unde? Și eu te dau 3 pentru aspect. Avem sigur și gustul, tot da, după mai vedem. Da. Perfect, hai 3 să vedem. Pentru, pentru prietenul nostru Roberto, în ceea ce privește aspectul, omletă mexicană. El a făcut un tacos, asta nu e omeletă, da, precisam asta, că e un tacos. Ho văzut manualitate când a tăiat avocado, băiatul se descurcă foarte bine, però nu e omeletă, da, nu e, omeletă, e da, un tacos. Atunci e o metă reinterpretată, adică permitem oamenilor să-și folosească imaginația. Asta la mancava asta, de El Chapo acolo în Mexico, eu am văzut acolo la film, El Chapo mancava fiecare dimineață asta, El Chapo. El Chapo. Da, El Chapo. Hai să vedem. Respect de, de omletă, nu-mi pare rău. Eu, crede-me, vrut, sunt dezamăgit că la început tu ai spus Mexico, Franța. Eu am da, fost zici, așa, Doamne, de bucuros. Fie, da. Ma aici suntem Africa și Noua Guinea. Nu avem nimic de Franța și... Mai, mai bine Somalia. Asta Somalia. Ginger, aici Somalia. Okay. Hai să vedem. Nota Mioara Velicu pentru Roberto. Uite, Roberto, ce poziție are, cum stă da, cu mâna la spate. Da. Și cu farfuria. Așa stau ospăta. Așa? Tot trei. Trei? Tot trei. Doamne Iisuse. Oh. Păi da, pentru că nu are aspect de omletă. Poate la gust e mai bine și atunci o să recupereze la, la, la gust. Mă, ai fost în Mexic, mama Mioara? Nu știu. Gea se purtă la luna. Șef Salvo. Eu te dau 4 pentru că tu-ai spus ai avut o manualitate bună când ai lucrat, atunci vrei că te dau 1 în plus, 4 pentru tine. E, păi, cine știe, ajunge la Champions League. Te rog frumos, Șef Salvo, să continui replica din celebrul film italian. Gioco de mana, de mana. Gioco di mana, gioco di villana. Pentru că e așa. Ma gioco di mana e altceva, eh? No? Suntem live la Maruța, nu se spune nimic. Trebuie să vin să iau lecție, să mai explici niște treburi. Amore, te-a spus că de luni ne mutăm împreună. Bine. Asta e. Maine nu, pentru că fa 13 ani la Maruța, ma de luni e de nou luni cuplu din România. Și începe nouă săptămână. Mi-ar veni cu Șef Salvo Locastro. Da. Ei, bine că plătiți întreținerea mai da, puțin, împărțiți. Da, mi-ar părea bine, nu știu dacă cum te descurci acum, eu în pandemie nu când, de ce am nevoie de tine neapărat. Ne descurcam, stai liniștit. Perfect. Cine e primul? Ginger, servești tu? Da, da, Ginger. Te rog frumos, sigur, dăm omleta lui Roberto la o parte să și vedem, pune pe farfurie pentru fiecare. Eu trec marginele, notele. Nu, nu, lasă-le marginele. Le las? Da. Deci Ginger a asta luat nota la Maruța, 3 asta din miz, de la mama Mioara, nota 3 de la Șef Salvo. Roberto a luat așa, nota 3 așa, de la mama Mioara, asta nota mama 4 Mioara de la Șef Salvo. Am hai să asta vedem. Mama Mioara. Gustul face diferența. Da, gustul, da. Mizloc, il gusto. Mizloc pentru... În, vrei din mijloc de ce? Pentru tine, din mijloc, că are asta negră deasupra. A, păi nu, te facem un cadou. Am uitat de tine. Nu, lasă că eu păstrez farfuria mare, Ginger, stai liniștită. Da, sigur că da. Tu încearcă să impresionezi da, da, jurații. Pune mână. Așa, te ajut eu. Așa. Mulțumesc. Hai. Asta e pentru domnul Măruț. Păi, este așa, pentru domnul Măruț. Așa, da, da, te ajut eu. Da, voi n-ați luat cu trufe? N-ați luat cu trufe? Nu. Nu, mai bine tu. Poftim. Ginger, îți mulțumesc. Cu mare drag. Hai să vedem. Ginger, te rog, asta. Să speli și vasele. Ia să vedem. Am uitat și de instrumentele, asta este. Ia să vedem. Vedem gusturile din Franța. Ai pus cam multă sare, Ginger, sau mi se pare? Da, da. Iartă-mă, nu trebuia să mă bag. Nu, a pus, a pus mai cam multă sare. Nu-i rău, dar... Cotura e perfectă, nu da, ai arsou. Da, e bun gustul, da. E molle înăuntru, crede-me. Da. E... Bine, ai exagerat un pic cu sare, că acum merg la doctor, că ne vedem tensiune, că m-ai murit. Ma, cotura de la ou e perfectă. Vedi, Catalin, rimane da, așa de molle înăuntru. Bună, da. Are transpirația de la ou, că e foarte perfectă. Are transpirația bravo de la ou, dar mi-a căzut și un borcan de sare, jur. Nu știu, da, nimeresc eu ce, numai cu sare. Ce sare ai folosit? Sare normal, normală. De normal. Sigur, normal. De aia, grunjoasă. Într-un exact fel e bine pentru că trebuie să bem câte 2 litri de apă pe zi da, și neapărat trebuie să... dați notele acum sau gustăm și cealaltă omletă? Îți gustăm și cealaltă, da, nu? Da, da, ziua asta... Roberto? Te rog. Păi trebuie să comparăm omletele când dăm notele. Să știm ce notă dăm. Hai!
Vrei și tu? Nu, las că îmi iau, stai liniștit. Împarte-ne una pe jumătate pentru mine, mamă mioară asta. Bine. Așa. Hai. De aici. Asta lasă-le în farfurie. Roberto, una... Tacos l-ai făcut tu, l-ai cumpărat? Nu, era cumpărat, el doar l-a prăjit. N-avea când să-l facă. Mai în California, tacos se face tu, l-o cumperi? Le cumpărăm. Și acolo. Uite că a căzut. Lasă că n-ar nimic. Da, stai, mă, omul vrea să pună și... A, să aibă un design, așa. Exact. Deci, acum am mic dejun la restaurantul mexican. Eu nu o să mănânc cu pâine, ori să mănânc doar compoziția. Așa, da. Ciucă, ți-e poftă de omletă? Știi câte omlete am primit de la telespectatori? Hai că le vedem și noi imediat. Sute. Roberto, poți să mergi pe linia de start? Asta n-are sare. E ceva de frumos, că okay? Una pune foarte mult sare, unul nu ne pune nimic. Exact, asta n-are sare deloc. Ce-ai făcut de mai sare? Pentru că acum l-am degustat, n-am făcut gura perfectă. Bravi! Atunci... Votul o împărtim. Da. Să ne deschidem un restaurant împreună, nu? Eu cred că e mai bine nu, nu? Că poate altceva. Restaurant ancora un pic repede. La început puteți să-i spălați baze. Poi e bine, trebuie să înceapă de undeva Salvo, nu? Robert, Mexico, California. Ce e în Mexico, în California? Miros, gusturi sunt foarte puternici, pentru că California are o influență din Sud America, unde cu omeleta mexicană eu pun un pic de ardei, iute. Asta am zis, e, e mai tipic picant de acolo. Clar. Eu cred că puneți niște nume fără că vă gândiți. E, asta nu e bine. Dacă pun un nume Mexico, trebuie că când eu degust ceva cu creior, merg gândesc, în Mexic. Da, numai la așa, picant. O degustată, merg acasă. Niciunde. Da, asta e... Sunt e, foarte supărat. Lipia asta e mama mioara. Mai... Sunt foarte supărat. Ce mai foarte important? Mama mioara, notele! Da, note. Începem cu ginger. Da, începem. Gust, am fost bun. Gust, da, ginger. Da, știu. Mi-a plăcut. Și să ajută că el e mai înaltă ca tine. Da, mi pare rău. Pentru gust. 6 pentru gust, mama mioara. Pentru gustul, eu nu pot că ajungă la suficiență, mă te dau 5. Mulțumesc. T-o spus, ou am fost copt perfect. Nu știu cine te-a învățat, m-a învățat bine. Da. Păi Ierciu că a făcut multe probe. Ea are un prieten bucătar, e prieten și cu tine. Și de la el a învățat. Prietenul nostru, da, povestim imediat. Nu e pe pile aici, dați pe bune notele, ești da? Normal că da. Nu că sunteți voi prieteni între voi și asta. Nu, absolut, să nu se supere. Să fie totul pe bune aici. Nici vorbim noi. Noi n-am vorbit, asta am zis. Nici vorbim. Robert, Roberto, mioara, te rog. 5. Mama mioara, 5 pentru? Pentru Roberto, nu? Pentru gust, da. Eu t-o făcut mai frumos... La început, t-o spus, manualitate, gustul m-a dezamăgit. De fapt, nu are gustul. Ah. Pentru că avem asta, că e neutră. Avocado, că nu are nimic. Ou și spec ai pus dinăuntru. Da. Corect? Da. Ma gata. Da, omeleta vedeta? Asta am fost o omeleta săracă. Nu, vedeta. Vedeta e că trebuie, că e importantă, e frumoasă. Și te dau 3. E tot dat mult. Azi mă simt așa de frumos cu tine. Da, fără problemă. Bine că nu gust. Sunt bucătar. Sau... Ne vedem în Champions League. Așa da. Ma da. Mai bine că nu pregătesc nimic. E, eco. 15 puncte. Să știi, Ginger, că mergi în finală, dar ești pe loc cu 3 la omletele făcute de cei dinaintea ta. Așa că trebuie să lucrezi pentru finală. Să recuperezi. Roberto, multă baftă în cariera de fotbalist. Mersi. Și te mai așteptăm, mersi. Da? Da. Roberto pe TikTok, pe Instagram și pe Facebook. Roberto Hațegan. Iar Ginger? Maru.y.s.e. E mai simplu așa. Mary. Că te căutăm noi. Perfect. E ok. E ok. Fii atent, șef. Îți dau acum 100 de euro dacă îmi spui cum e ea pe TikTok. rsip.e.
Ceva de geniu, înțeles. M-a încurcat. Cum este pe TikTok? Mary, M-A-R-Y, punct, R-I-S-E. Eco, nu are TikTok. Eco. Dacă știi, dacă asta, el nu are TikTok. Măi, eu ți-am vorbit frumos, dacă... Deci noi acum ne facem un TikTok împreună cu mama Mioara. Ginger, ce mă arătăm noi? Da. Ginger, am înțeles că a făcut cursuri cu prietenul nostru, șef Chiorpec. Șef, hai, devină mai aproape. Șef! El e juratul de la grătare. Da, 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 cum se nu. Prietenul nostru. Și de asta am zis, bă, sper că nu v-a influențat că voi sunteți prieteni și... Absolut, cu masca, deci l-a cunoscut cu masca. Câte... Ceau, car. Ia zi, șef Chiorpec, mândru de eleva ta? Da, ținând cont de faptul că în 24 de ore a făcut vreo 25 de omlete și păi, dar e prima dată când a venit la cursurile tale și a făcut omletă? E a doua oară când vine la cursurile mele, a venit ieri și a zis, uite, trebuie să mă duc mâine la Măruță să-ți fac omletă. Păi zice, nu știe să-și facă singur, zice, nu, că e un concurs, că zic, hai mă, lasă-mă prostirea asta, că n-am timp. Te rog frumos, cu lacrimi, cu alea. Că zic, nu știu, zic, bun, hai, fă, i-am dat 50-60 de ouă, nu mai țin minte câte de acum. Ai investit mult în... Exact, cea mai nasoală tigaie din bucătărie, cea mai arsă. Da, și? Foc mare și am arătat cum să facă și am zis, fă omlete. Venea, zic, cum să mai fac? Zic, nu știu, mă, ți-am arătat, fă, lasă-mă, că eu am treabă cu oamenii aici. Și veneam, mă uitam, aruncam, până a început să iasă omletă. Bă, adică nu degeaba ai făcut și tu o școală ca să predai totuși cursanților tăi și lecții despre cum se face o omletă. Exact. Și acum a uitat, mi-a plăcut foarte tare, că a uitat jumate din ce i-am spus aseară. A uitat, da? A dat jumate jos. Ideea e felul următor, că dacă vrei să guști omlete, putem să te invităm aici, să guști cu omlete. Din astea, mi-e un pic frică. Da. Am văzut dacă nu s-a întâmplat nimic cu noi. Am văzut cum arată, nu, dar asta... Asta e făcută de elevata de ginger. E bine că e moale înăuntru, arată înfiorător. Arată înfiorător? Arată înfiorător aspectul așa, trebuia să fie un pic mai galbenă. Deci să nu văd... Aseară făcea fără niciun fel de urmă de ăsta de caramelizare, de prăjeală pentru noi profanii, știi? Pentru voi profani. Da, dar acum... Să fie aurie frumoasă. Elevata, zici că a făcut omletă groaznică? A pus pe unte de 3 ore, ai înțeles? Da, ai pus unte de 3 ore acolo. Asta pentru că s-a ars untul. Nu știe cu plita, cu inducția. Am văzut cum iese fumul. Zic, mamă, ce păi asta. Perfect. Oameni buni, continuăm vineri. Continuă concursul nostru cu omleta Iveta. Dar până atunci, aș telespectatorii ne-au trimis omlete. Ia să vedem, măciucă. Ce omletă frumoasă am aici. Ia uite. Tradițional. De la cine? Nu știu, că sunt foarte mulți. N-am stat după nume. Uite, da, să știi că avem telespectatori foarte vezi. Talentați. Aici frumoasă avem cu mămăligă. Asta e omletă cu mămăligă? Da. Mămăligă, smântana, brânză. Uite aici ceva frumos. Asta e bună. Asta. Da. Uite. Mamă, și asta e bună. Asta, na, mă rog, sacamare, nu contează. Asta îmi place, cu spanac, cu ce? Ia uite. Asta vede ceapă, ce roșii. Arată frumos asta. Uite, omletele acolo, da, păi clicați. Da. Asta e omletă pizza. Asta e pizza, da. Diavola. Diavola. Da, diavola. Asta e cu ciuperci. Ia stai să vedem pe asta, că nu vedem, ia. E cu ciuperci, Cătălin, cu ciuperci, da. Cu șuncă, ceva. E o tocăniță cu ouă. Da, bine zis. Tocăniță cu ouă. Uite aici ceva frumos. Asta e bun, asta e bun. Asta e bun, asta le facem la țară. Da, da, sigur că da. Astea sunt de la țară. Ai o omletă sandwich? Aspect frumos, așa ca. Cu de toate, de omletă, da, jumătate da. La mâncare. Cu salată de roșii, astea ceva. Ce sunt astea? Asta ceva omletă tăiată. Uite, aia e simplă și frumos. Asta arată super. Plating frumos. Asta arată bine, nu? Asta arată bine, da. Zici că e o clătită. Bine, omeletă e un surogatul de clătită. Frumos. Am văzut cum a pus salamă acolo. Mamă, și asta arată bine. Ia uite. Ia uite, ia. Uite talent aici. Da, mă, aia, bă, e de tigare asta, să-i putea talent. Albuș și gălbenuș. Albuș, mamă, mamă, mamă. Mișto asta. Vedi, ia uite, omletă semn. Super, ne facem tablou, dar nu vrei să mănânci. Nu mănânci așa ceva. A, nu. A, nu. Aia, ultima nu ți-a plăcut. Deci a fost rușine și lui și-a acoperit jumate. Da, aia, Yin și Yang, mișto. Mișto de tablou, nu vrei să mănânci așa ceva. Perfect, vă mulțumim mult de tot. Vă mai așteptăm pe la noi. Să fiți sănătoși. Roberto, multă baftă. Ginger, mult succes. Șef Salvo, la mulți ani, pentru că era fost ziua șefilor. Mulțumesc, că frumos. La mulți ani. Ieri, ziua internațională. Desfacă șampanie, am uitat. Mama Mioara, îți mulțumim mult de tot și te mai așteptăm pe la noi. Știi că te iubim mult, mama Mioara. Eu știu, de asta mă simt extraordinar de bine. Mi-a spus cineva că de la vârsta de 77 dau înapoi. Adică eu arăt mai bine decât atunci când eram mai tânăr. Și ești foarte veselă, bucuroasă. Dar știi de ce? Pentru că mă simt extraordinar de bine.
Și mai ales când vin la voi. Voi știți și am mai spus de 100.000 de ori că ProTV-ul pentru mine a făcut enorm de mult, mai ales de la ferma vedetelor, unde m-a cunoscut toată lumea și când făceam omletă. Dacă acum să te versus o srășeni, mama Mioara! Aveam costum de plajă, n-aveam treabă.